Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. La două zile de la expirarea termenului de înregistrare în campania electorală pentru referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoacă, instanța de judecată i-a interzis acestuia să depună personal dosarul la Consiliul Electoral de Circumscripție. Incendiul care a lăsat fără internet aproape 8.000 de clienți Starnet, printre care și ProTV, a fost provocat de un scurt circuit, anunță pompierii. Mâine, președintele Parlamentului, Adrian Candu, ar putea semna în locul lui Igor Dodon decretul de numire a ministrului apărării, așa cum a stabilit anterior Curtea Constituțională. O prezentatoare a unui post de radio din Rusia, critic la adresa Kremlinului, a fost înjunghiată chiar în timp ce se află la muncă. Aproape 8.000 de clienți, persoane fizice și firme au rămas fără internet după incendiul de ieri la unul dintre cele două noduri de distribuție ale companiei Starnet. Cei mai afectați au fost utilizatorii din sectorul centru al capitalei, printre care și ProTV. Site-ul protv.md nu a fost funcțional mai bine de 24 de ore. Tehnicienii au lucrat toată noaptea pentru a lichida consecințele incendiului produs la unul dintre cele două noduri de distribuție instalate în spatele liceul Spiru Haret. Au ars cablurile și echipamentele de comunicație. Toate echipamentele, plus cablu optic, și mă restabilim corul 1. Vreau să vă schimba absolut toate echipamentele. Fără internet în biblioteci nu au putut fi răsfoite nici cărțile. La Biblioteca Națională, volumele apărute în ultimii 20 de ani sunt accesibile doar folosind catalogul electronic. Este săptămâna accesului deschis la informații. Deci și astăzi am avut un seminar legat de acest eveniment. Seminarul totuși va avea loc, dar e un pic ciudat, da? Când vorbim despre accesul deschis la informații și informația nu poate fi accesată. Fără internet au rămas și elevii de la liceul Spiru Haret, însă profesorii spun că supraviețuiesc și fără el. Orele au decurs ca de obicei, iar uneori au mai apelat la telefonul mobil. Posibil să lucrăm și fără internet, deoarece noi după programă cu clasele a 10-a lucrăm în limbajul Pascal. În cazul ăsta lucrăm, avem Pascal și pe telefon. Aproape 8.000 de clienți Starnet au rămas fără internet mai bine de 24 de ore, ceea ce constituie 5% din numărul total. Au fost afectați clienții din sectorul centru, Albisoara, Izmail, Ștefan cel Mare, până la cele centru. Și câteva regiuni din Republica Moldova. Echipele noastre au restabilit tot. Foarte straniu, pentru că toate cablurile și sistemul electric este certificat. Am discutat cu inginerii. Ei încă nu înțeleg de ce ar putea să se întâmple tot. Reprezentanții Starnet spun că prejudiciile companiei se ridică la peste 7 milioane de lei. Preliminar, potrivit pompierilor, incendiul a fost provocat de un scurt circuit. După expirarea termenului de depunere a dosarelor de înregistrare în campania electorală pentru referendumul din 19 noiembrie, instanța de judecată a stabilit că Dorin Chirtoacă nu poate să meargă personal la Consiliul Electoral de Circumscripție. Și chiar dacă ar fi fost posibil, lucrurile nu s-ar fi schimbat, pentru că regulamentul permite doar înregistrarea partidelor. Primarul suspendat vorbește despre o mascaradă publică. Avem mascaradă atât cu referendumul și avem mascaradă și în instanțele de judecată. Eu nu am de făcut altceva decât să îmi duc crucea cu demnitate. Potrivit procurorului, solicitarea avocaților de a-i permite primarului suspendat să depună personal dosarul la Consiliul Electoral de Circumscripție nu este un motiv întemeiat pentru ca Dorin Chirtoacă să iasă din casă. El poate să părăsească domiciliul în condițiile arestului doar dacă are probleme de sănătate sau decese în familie. Prezint cu demnitate poziția în continuare cum voi avea posibilitatea. Pe internet, prin intermediul avocaților, colegilor de la partid, este absurd să fii vizat într-o chestiune cum este referendumul și să nu te lase să participi. De ce vă este frică? Socialistul Ion Ceban regretă că Dorin Chirtoacă nu a fost înregistrat, deoarece trebuie să răspundă pentru ce a făcut cu orașul. Ceea ce se întâmplă cu arestul la domiciliu este nu altceva decât o farsă pentru a devia subiectul și în momentul în care nu este condamnat, sunt de părerea că trebuie să aibă posibilitatea să apere pozițiile pe care le consideră dumneavoastră că sunt bune sau pe care noi le considerăm că sunt rele. Mai mult, Ion Ceban l-a invitat pe Dorin Chirtoacă la o dezbatere televizată în condițiile în care cel din urmă nu poate ieși din casă. Astăzi, într-o conferință de presă, Mihai Ghimpu a declarat că PL o să apere onoarea și demnitatea primarului suspendat și a anunțat și sloganul de campanie. Acesta este sloganul nostru. Ne-am unit contra referendumului, boicot, nu ieși la vot.
În campania electorală pentru referendumul din 19 noiembrie s-au înscris două partide, PSRM și PL. Liberalii au contestat legalitatea organizării plebiscitului, au pierdut în prima instanță, iar ședința de la Curtea de Apel a fost amânată pentru 25 octombrie. Pentru ca Dorin Chirtoacă să fie demis din funcție prin referendum, împotrivă, trebuie să voteze tot atâția oameni cât l-au susținut în scrutinul din 2015 plus un vot. Iar pentru ca plebiscitul să fie validat, la secții trebuie să se prezinte 33% din alegătorii din municipiu. Săptămâna a început cu proteste în capitală. Mai mulți părinți au venit la primărie și la Ministerul Educației cu torturi din hârtie igienică. Torta dată din hârtie igienică să fie transmis Consiliul Municipal și în special domnului Grozavu și rugăm să ia atitudine asupra problemei lipsei produselor igienice în grădinițele din Chișinău. Părinții cer ca grădinițele să fie asigurate cu produse de igienă. Imediat la știri vedeți cum au reacționat responsabilii din educație. Dimineață cu ghinion pentru trei pasageri și un șofer de taxi. Acesta a pierdut controlul volanului, a derapat de pe șosea, s-a izbit cu mașina într-un gard de beton și s-a inversat. În urma impactului, nimeni nu a avut de suferit. S-a întâmplat azi în jurul orei 6, în apropiere de Cricova. Taximetristul de 29 de ani nu a mai putut controla mașina din cauza carosabilului umed. Oamenii legii spun că acesta circula cu viteză excesivă. Șoferul riscă 6 puncte de penalizare și amendă de 1.500 de lei. Un bătrân din Hâșdieni, Gloden, a fost ucis la beție de amicul său de pahar în propria casă. Cei doi ar fi băut împreună, iar la un moment dat între ei s-ar fi iscat un conflict, care a degenerat într-o bătaie. Cadavrul a stat în locuință o zi întreagă, până când o vecină a dat de el. Bătrânul de 71 de ani locuia singur, iar sâmbătă seara a fost vizitat de un prieten împreună cu soția. Împreună aceștia au băut, iar la un moment dat s-au luat la ceartă. Oaspetele l-a lovit pe bătrân de câteva ori, după care l-a strangulat. Cadavrul a fost găsit abia a doua zi de către o vecină. Cu o vecină de aici. Și ne-am dus noi amândouă și i-au deschis ușa, dar eu am intrat și l-am văzut mort. Și a ieșit, i-am spus, i-am anunțat poliția. O altă vecină spune că soția agresorului îl vizita des pe bătrân. Cei doi obișnuiau să consume alcool. Pechea prinde pensia. Vine și îi lua pensia. El i-a dus eu o cetfertușcă și l-am bătat. Păi e vă rămână în buzunariu, adică căuta. Ei își trăiau, adică un fel, ca intim. Aseară, oamenii legii l-au reținut pe suspect care a stat ascuns. Acesta și-ar fi recunoscut vina și riscă până la 20 de ani de închisoare. Proiectul Dedeman a rămas blocat în Comisia de Specialitate a Consiliului Municipal Chișinău, nu doar din cauza socialiștilor și a comuniștilor care s-au opus. Potrivit ziarului de gardă, care citează avocatul companiei ce deține terenurile pe care urma să fie construit complexul comercial, doi consilieri liberali s-au abținut de la vot. Doi consilieri liberali s-au abținut de la avizarea proiectului Dedeman, scrie ziarul de gardă. Jurnaliștii au vorbit cu avocatul companiei pe terenul căreia urmea să fie construit complexul comercial, iar acesta le-a spus că din cei 11 consilieri din Comisia Municipală pentru Construcții, Arhitectură și Relații Funciare, doar 5 au votat pentru. Comuniștii și socialiștii au votat împotrivă, iar doi consilieri liberali s-au abținut. Potrivit celor de la ziarul de gardă, această informație este confirmată și de imaginile video ale ședinței Comisiei de Specialitate din 17 februarie. La acel moment era necesar un singur vot pentru ca proiectul să fie avizat pozitiv și să treacă spre aprobare către Consiliul Municipal. Am încercat să-i găsim pe cei doi consilieri PL care s-au abținut de la vot, însă ambii aveau telefoanele deconectate. Nici reporterii de la ziarul de gardă nu au reușit să discute cu ei. Consilierul PL Ion Cebanu spune că nu știe ce a fost atunci la ședința comisiei. Eu nu cunosc ce a avut loc acolo în cadrul ședinței comisiei. Ca să epuizăm tot felul de discuții. Vom convoca ședința Consiliului, e problema asta. Cei din PSRM la rândul lor spun că nu au susținut proiectul deoarece construcția ar fi afectat rețeaua de transport. Primarul suspendat a acuzat toate partidele din CMC în afară de liberal că ar fi alungat investitorul refuzând să examineze proiectul. Rețeaua de magazine Dedeman din România urma să investească 20 de milioane de euro în Moldova, însă pe 20 septembrie a anunțat că se retrage definitiv de pe piața de la noi din cauza birocrației excesive și a barierelor administrative. 5 gherete care au fost evacuate din Parcul Catedralei și Grădina Publică Ștefan cel Mare riscă să revină. Asta dacă agenții economici vor obține câștig de cauză în instanță. Primarul interimar Nistor Grozavu spune că nu va accepta acest lucru. 50 de gherete au fost deja demontate. Cele 10 care au mai rămas vor dispărea până la sfârșitul săptămânii. Avem 10 minute.
Și cât timp vă ia? O oră, două. Ați mai demontat gherete pe aici, prin parc? Da, două. Doar 10 gherete au mai rămas în grădina publică Ștefan cel Mare și parcul catedralei. Restul au fost evacuate. Cam strașnic. Trecătorii spun că fără gherete, parcurile par pustii. În schimb, sunt mai luminoase. Că e rău, că n-ai unde bea un ceai. Un ceai? Este acasă, în primul rând. Singurele chioșcuri rămase în picioare sunt cele de presă, care se laudă cu vânzări mai mari de cafea și țigări. La cafea avem vânzări, la gume, la... Și la jurnale s-au mărit o leacă, că ele sunt doar să văd așa și de chioșcurile și astupă o tăt. Iar angajații de la Salubritate vorbesc de mai puțină murdărie. Magazin, iese, toate urnele erau pline, bătea vântul. Între timp, autoritățile locale spun că au primit somații din partea antreprenorilor. 31 octombrie 2017, ultimul termen care este pentru toți. Adică cu, deja cu, dacă n-au evacuat singuri, cu forțele noastre, noi evacuăm. Suntem somați să anulăm această dispoziție ca fiind, din punctul lor de vedere, ilegală. Dispoziția de evacuare a gheretelor a fost semnată de Nisor Grozavu la începutul acestei luni, după ce premierul Pavel Filip s-a arătat nemulțumit de felul cum arată spațiile verzi din centrul capitalei. Grozavu susține că este vorba de o simplă coincidență. Torturi din hârtie igienică. Astfel de cadouri au primit astăzi responsabilii de la Primăria Capitalei și cei de la Ministerul Educației, de la câțiva părinți nemulțumiți de condițiile de igienă din grădinițe. Ei spun că sunt nevoiți să cumpere din banii lor, să pun lichid și hârtie igienică. Torta dată din hârtie igienică să fie transmis Consiliul Municipal și în special domnului Grozavu. Părinții susțin că în normativele pentru grădinițe, în vigoare de câteva decenii, nu figurează hârtia igienică și săpunul lichid, așa că ei trebuie să le cumpere. Cu ce s-au șters, vă scuzați, fundul copiii, 31 de ani în grădinițele de stat din Republica Moldova? Nu s-a făcut un calcul ca să știe exact cât este necesar pentru un copil. Săpun lichid, detergent și restul produselor igienice. Dacă tot ne ducem la școală și la grădinițe cu hârtia igienică și cu săpunul de acasă, am hotărât să-l ducem și la primărie. Arina Static are un copil la grădiniță. Spune că lunar achita câte 150 de lei pentru produsele de igienă. Anul acesta am refuzat să achit oricare taxă și am fost acuzat. Am fost acuzat faptul că copilul meu folosește produsele care le aduc, care cumpără alți părinți. Cu protestatarii la ușă, funcționarii de la primărie au declarat în ședința de astăzi că problema e la guvern. Ministerul de Finanțe sunt în procedură de calcul a necesităților de cheltuieli pentru fiecare copil în parte. Angajații grădinițelor recunosc că părinții sunt cei care cumpără produsele de igienă. Nu ni se distribuie odată la jumătate de an produsele necesare, dar mai facem demersuri și lunari pentru a primi necesitățile grădiniței. Hârtie igienică nu se aduce și nu se distribuie instituția de învățământ. Fiecare părinte... Deci își aduce hârtie igienică proprie. Inițial, când am venit prima dată, am adus eu, fiindcă am văzut că nu este și am adus eu săpun, am adus eu hârtie igienică la copil personal să aibă de la pașul lui. Mai târziu am decis cu părinții că să luăm împreună să fie la tot săpuna, săpunașele și prosoapele. Participanții la flashmob au dus un tort din hârtie igienică și la Ministerul Educației. După mai bine de jumătate de oră de așteptare... Iată, asta e nivelul Ministerului Educației față de copiii din Republica Moldova. La ei a ieșit șeful Direcției Învățământ General, care nu a luat darul adus de părinți. O petiție. Normal ar fi ca se pună în aplicare ordinul de interzicere a colectării taxelor. Responsabilii de la Ministerul Educației ne-au comunicat că vor căuta soluții ca instituțiile de învățământ să fie asigurate cu produse de igienă. Președintele Franței a fost făcut de rușine chiar de propriul său câine. Acesta s-a ușurat în timpul unei întruniri. Macron a mărturisit că a fost pentru prima dată când s-a întâmplat așa ceva. Cum a reacționat liderul de la Paris, vedeți în câteva minute. E sezonul ciupercilor, iar comercianții le vând nu doar în piețe, dar și pe marginea drumurilor. Dacă cele din sere costă în jur de 20 de lei, atunci cele din pădure sunt mai scumpe. Comercianții ne asigură că ciupercile culese de ei nu reprezintă niciun pericol pentru sănătate.
Pe drumul care duce de la Chișinău spre Orhei, pe marginea pădurii, oamenii și-au înșirat gălețile cu ciuperci și ademenesc pe șoferi să oprească și să le cumpere. Unii s-au ascuns atunci când au văzut camera de filmat. Au lăsat ciupercile și au fugit. A rămas doar Moș Pavel. Noi de mic copil le strângem din pădurii, le știm care, le aducem în coace, le sortăm. Aici e sortul de popienși, sunt tare buni. Bărbatul spune că ciupercile sunt o sursă de existență pentru el și soția sa. Le vinde cu 30 de lei kilogramul. Se laudă că cei care au cumpărat revin la el. Noi facem cât să ne hrănim, să avem teritorial de cumpărat lemne, cărbune, tot vine iarna și pensia e mică de 600 de lei. Șoferii opresc în dreptul comercianților de lângă pădure și spun că mai degrabă preferă să cumpere ciuperci de aici decât din magazine. Știu că se iese din copilărie, sunt ciuperci pe care le cunosc. Și dacă pe marginea pădurii ciupercile costă 30 de lei, ajunse pe străzile Chișinăului, acestea ajung și la 50 de lei kilogramul. Însă și aici vânzătorii își părăsesc locul de muncă atunci când ne văd. Cei care vând ciuperci crescute în sere ne asigură că de la ele nimeni nu face intoxicație. Nu-s de pe câmp, nu-s din pădure. Ele până vin acolo la 8-om, ele trec și controlul cu mult are mai ieftine. Și în piețele din capitală, vânzătorii ne asigură că au certificate de calitate. Aici prețul unui kilogram de ciuperci variază între 20 și 35 de lei. Mai ieftin și mai bun. Voi economisi fiecare bănuț. Nu știm de unde le-au cules, dar cine ne spune nouă de unde le-au cules și cum sunt crescut. Comercializarea ciupercilor culese din pădure pe marginea drumului este interzisă prin lege, iar specialiștii ne recomandă să evităm să le consumăm. Socialiștii amenință judecătorii Curții Constituționale că vor rămâne fără imunitate și dublă cetățenie. Prevederile se conțin într-un proiect de lege cu care vor să meargă în Parlament. Astfel, PSRM răspunde Curții Constituționale, care săptămâna trecută l-a suspendat temporar pe Igor Dodon și a decis că altcineva îi va pune semnătura pe decretul de numire a ministrului apărării. Mâine, Adrian Cantu ar putea să-l înlocuiască pe Igor Dodon și să-l numească pe Eugen Sturza ministru. Ce înseamnă suspendat temporar? De unde a apărut această noțiune, Curtea Constituțională a abuzat grav și a încălcat grav Constituția Republicii Moldova și a contribuit la uzurparea puterii în stat. Supărați pe judecătorii de la Curtea Constituțională care l-au suspendat temporar pe Igor Dodon, socialiștii amenință că vor rămâne fără imunitate și dublă cetățenie și vor fi trași la răspundere pentru încălcarea prevederilor Constituției. Deputații PSRM propun să fie creată o comisie specială care să monitorizeze activitatea magistraților CC. Nu este normal atunci când 6 cetățeni care au jurat credință altui stat și care au pașaport străin în buzunar, nu este bine că atunci când ei au jurat Constituției altei țări să decidă asupra soartei Republicii Moldova. Socialiștii acuză Partidul Democrat că ar controla toate instituțiile din stat. Un singur partid politic controlează Parlamentul, Guvernul, Justiția, Procuratura Generală, SIS, dar și, cum am aflat încă o dată în luna octombrie, și Curtea Constituțională. Solicitat de ProTV, purtătorul de cuvânt al democrațiilor, Vitalie Gamurare, a declarat că mâine PD va comenta acuzațiile socialiștilor. Serviciul de presă al Curții Constituționale ne-a comunicat că nu va comenta inițiativa PSRM. Socialiștii spun că joi vor înregistra proiectul în Parlament și vor iniția discuții și cu alte fracțiuni parlamentare pentru a găsi numărul necesar de voturi. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a decis că Igor Dodon a încălcat Constituția atunci când a refuzat să numească ministrul apărării. Prin urmare, șeful statului poate fi înlocuit pentru această acțiune de președintele Parlamentului sau de premier, astfel că unul dintre ei va semna decretul. Igor Dodon a declarat că nu-l va recunoaște pe Eugen Sturza ministru și a amenințat pe magistrați că vor răspunde penal pentru hotărârea luată. O prezentatoare a unui post de radio din Rusia, critic la adresa Kremlinului, a fost înjunghiată astăzi în timp ce se afla la muncă. Atacatorul a pătruns în redacție și a rănit-o la gât cu un cuțit. Jurnalista a fost transportată de urgență la spital, iar bărbatul a ajuns pe mâna poliției. Atacatorul a pătruns în sediul postului de radio rus Echo Moscvă, critic la adresa Kremlinului, în jurul orei 13 sărind peste turnichet. A ignorat întrebările paznicului care se afla la intrare, iar apoi l-a stropit în față cu un spray cu piper. Prăscă glăzaimul și prăbejau.
утро. Нам сообщили, бросились догонку, перекрыли посты. Bărbatul a reușit să ajungă în redacția postului de radio, considerat unul dintre cele mai renumite de la Moscova, și a atacat-o pe jurnalista Tatiana Felgengauer. Colegii spun că agresorul a acționat atât de repede încât nimeni nu a înțeles ce se întâmplă. Тут же скрутили, вызвали скорую, полицию. Ее уже, слава богу, отвезли на скорость. Резали ножом на шею. Făptașul, care este de origine izraeliană, a fost încătușat de agenții de pază, iar apoi preluat de poliție. Oamenii legii au pornit un dosar penal. Atacatorul le-a spus polițiștilor de ce a înjunghiat jurnalista. По предварительным данным, поводом для происшедшего послужила личная неприязнь. Значит, нами будет рассматриваться все версии случившегося. Потерпевшую вы раньше знали? Потерпевшую я знал только телепатическому контакту 5 лет. А что побудило вас причинить ей телесные повреждения? Побудило то, что 2 месяца она меня преследовала. Каким образом преследовала? Сексуально преследовала. Значит, каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня. Presa rusă scrie că jurnalista a fost transportată la spital în stare gravă, însă viața ei nu este în pericol. Травма серьезная, но пациентка находится в операционной. Как только операция будет закончена, будет понятен объем этих повреждений. Postul Ecoul Moscovei este o platformă de exprimare pentru numeroși critici ai regimului Putin. Uniunea jurnaliștilor din Rusia a condamnat incidentul. Italienii din Lombardia și Veneto au votat pentru mai multă autonomie la referendumurile care au avut loc ieri. Cele două regiuni nu vor rupere de Italia, așa cum a fost mai mulți ani la rând, ci să păstreze un procent mai mare din taxele care se colectează în aceste zone și mai multe surse pentru educație, economie și sănătate. Negocierile între cele două părți vor începe după ce vor fi anunțate rezultatele finale. 90% dintre cei care s-au prezentat la urne au votat pentru mai multă autonomie. Totuși, rata de participare este sub așteptările liderilor celor două regiuni. Potrivit rezultatelor preliminare în Lombardia, au votat 40% din populație, iar în Veneto 57%. Vuol dire circa 3 milioni di lombardi. 3 milioni di lombardi, che sono più della popolazione di metà delle regioni italiane, 3 milioni di cittadini che uniti ai 2, qualcosa del Veneto fanno per me e per Zaia una forza straordinaria che metteremo sul tavolo a Roma nella trattativa con il governo. Spre deosebire de catalani, italienii nu vor să se rupă de țară, ci doar mai multă autonomie față de guvernul de la Roma. Liderii celor două regiuni vor să păstreze un procent mai mare din taxele imense care se colectează în aceste zone. Potrivit unor surse, diferența între sumele care pleacă la bugetul central și cele oferite de Roma pentru cheltuieli publice este de aproape 70 de miliarde de euro. Lombardia și Veneto sunt considerate unele dintre cele mai bogate regiuni din Italia, contribuind împreună cu 30% la produsul intern brut. Un astfel de referendum intră în cadrul legal al Constituției italiene, astfel că Roma nu ar putea să se opună rezultatelor, susțin analiștii politici. Convorbirile dintre cele două părți vor începe după ce vor fi anunțate cifrele finale. Alunecări de teren și inundații în Japonia, un taifun puternic a lovit țara în câteva ore, lăsând în urma sa numeroase pagube. Cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața, iar 10.000 au fost evacuate. Taifunul Lan a lovit niponii cu repeziciune. În câteva ore, oameni din numeroase localități, mai ales din vest, au cerut ajutorul salvatorilor. 10.000 de persoane au fost evacuate din zonele inundate pentru a-i salva pe cei care au fost înconjurați din toate părțile de șuvoaiele puternice. S-a intervenit din aer. 3 persoane și-au pierdut viața. Un bărbat de 60 de ani a rămas blocat pe un șantier și s-a stins. Altul, un pescar, nu a reușit să ajungă la mal, iar a treia victimă a decedat în urma unei alunecări de teren, fiind prinsă sub dărâmături în propria casă. 350 de zboruri au fost anulate și totodată a fost paralizată circulația trenurilor. Rafalele de vânt au bătut cu o intensitate de 200 de km pe oră, așa că au fost doborât 10 de arbori și piloni de înaltă tensiune. Moment jenant la Palatul Elisee, câinele președintelui Macron, pe nume Nemo, și-a făcut nevoile chiar în timpul unei ședințe la care participa liderul francez și câțiva miniștri.
Et le chien était en train de faire un truc assez... Les écailles se brouillent. Ça arrive souvent? Non. Momentul a stârnit un val de hohote, mai ales că totul era transmis în direct. Totuși, vizibil intimidat de incident, Macron a continuat discuțiile ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu este pentru prima dată când patrupedul îi creează probleme președintelui francez. Presa străină scrie că acesta ar fi deteriorat mobilier scump la Palatul Élysée, care ar costa mii de euro. Se vede cu un nou titlu, Sheriff Tiraspol a învins ieri în deplasare formația Dinamo Auto și s-a distanțat la 7 puncte de urmăritoarea Milsami. Vitalie Damascan, golgheterul diviziei naționale, a reușit dubla. Vitalie Damașcan a deblocat tabela de marcaj în meciul contra celor de la Dinamo Auto încă în minutul 2. Sheriff s-a dezlănțuit în partea secundă. Balima a dublat avantajul campioanei Moldovei, iar Damașcan a semnat dubla în minutul 68. Scorul final de 4-0 a fost stabilit de Buddy Banga din penalti. Cu 4 etape înaintea finalului de sezon din Divizia Națională, Sheriff este lider autoritar, având 38 de puncte. În următorul meci, gruparea din Tiraspol întâlnește formația Sfântul Gheorghe Suruceni. Start superb pentru Simona Halep la turneul campioanelor. Românca a învins-o pe Caroline Garcia în două seturi. Halep este favorita principală a competiției. Meciul dintre Simona Halep și Caroline Garcia a deschis grupa roșie a turneului campioanelor WTA. A fost un prim set echilibrat, iar românca, după discuția cu antrenorul, a dominat ultimele minute și s-a impus cu 6-4. Da! Prim set câștigat de Simona. În setul secund, Halep a demonstrat că s-a adaptat foarte bine la teren și jocul tenismenei franceze. Românca, lideră mondială, s-a dezlănțuit și nu i-a dat multe șanse adversarei. 6-2 și Halep a făcut un prim pas spre semifinalele turneului din Singapore. Este out. Este out. Mai așteptăm. Este out și Simona câștigă primul meci și 6-4, 6-2. În grupa roșie mai evoluează ucraineanca Elina Svitolina și daneza Caroline Wozniacki. Ieri în grupa albă, spaniola Garbin Muguruza a bătut-o pe letona Elena Ostapenko, scor 6-3 și 6-4. Iar tenismena cehă Carolina Plíšková a trecut de americanca Venus Williams cu un dublu 6-2. O nouă medalie pentru Aaron Cook, britanicul care reprezintă Moldova, a cucerit bronzul la Grand Prix-ul de Taekwondo de la Londra. Cook a fost oprit în semifinale de un campion mondial. Looking strong on the counter. Cook tries with a stab, scores clean. Excellent shot there by Aaron. Ramkov flicking around a little bit too much. Aaron Cook a câștigat două lupte în fața unor sportivi din Statele Unite și Portugalia. În semifinală, britanicul care reprezintă Moldova a dat piept cu actualul campion mondial al categoriei de până la 80 de kilograme, rusul Maxim Hramtsov. Cook a luptat de la egal la egal cu adversarul său și a condus la un moment dat cu 10-7. Real close contest, 30 seconds to go on this one. There's the back kick landing this time. Got the height, got the distance, got the points. Hramtsov însă a revenit în forță și a dominat restul duelului. Rusul s-a impus cu 33-19 și s-a calificat în finală. Aaron Cook a obținut medalia de bronz și un cec în valoare de $1000. Anul acesta, Cook a mai cucerit pentru Moldova medalia de argint la Grand Prix-ul de la Moscova și bronz la campionatul mondial. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.